Bere rece, 3 zile, 2 euro. Da, e posibil. Dar înainte să-ți arătăm cum este posibil să faci treaba asta, vrem să spunem că ne-am luat casa în spinare. Una dintre casele noastre de vacanță, cum ne place nouă să numim corturile. Și am plecat într-unul dintre campingurile cele mai căutate, cred, din zona subcarpaților. Din România, bineînțeles că suntem în România. Hai să vezi înainte să-ți arătăm berea rece cu 2 euro, 3 zile bere rece. Hai să-ți arătăm cum ne-am montat dâta mai hardughia asta de cort, pentru că au fost ceva probleme. N-a fost ușor. Problema nu e de montat cortul, problema este că noi nu am mai montat cortul ăsta de 2 ani de zile, cred. Probabil 3 chiar? Nu prea mergem cu asta, pentru că ăsta este mare și luăm doar atunci când mai merg prieteni sau cineva cu noi. Când plecăm doar noi doi, luăm unul dintre corturile mici, cele două corturi mici pe care le avem, da? Sperăm să ne descurcăm și să nu dormim ca homeless și pe lângă, pe aici, pe iarbă, fără un acoperiș deasupra capului, zic. Hai că am reușit să-l ridicăm. Ne-am mai adus aminte. Acum o să întindem toate părțile astea ale cortului și o să montăm și interiorul. Trebuie să-l și ancorăm bine, că e anunțată, iau-te, s-au făcut vrăbiuțe pe el. Este anunțată oareși ce furtună zilele astea. Era să mâncare. Da. Cartofia, ceva. Vinetea. Că au fost să cumpere, s-au făcut și la rulote și nu ne-i foame. Da. Uite așa, o să întindem să-l centrăm. Și o să vezi la final și cum arată acest apartament cu două camere. Vila noastră. Chiar vorbeam venind încoace că noi practic suntem bogați. Avem câte case de vacanță? Avem 3 case de vacanțe, 4. Deci apartamentul ăsta cu două camere. Mai avem două garsoniere. Așa. Și penthouse-ul. Și penthouse-ul, mașina, dacă n-ai văzut vlogurile cum am transformat cu foarte, foarte puțin bani, nu mai știu, cu 30 de euro, 50 de euro, ne-am transformat mașina de oraș într-un mini camper, micro camper. E aici pe canal vlogul cu toată descrierea și toată povestea, dar destul despre asta, să ne apucăm de treabă. Aproape gata căsuța noastră pentru seara asta. O să pregătim saltele, să umflăm saltele. Și cum anunț ceva de mâncare, suntem la Vai Camping. Am spus unde suntem? Am spus mai devreme, parcă. O să comandăm ceva de mâncare, că putem să comandăm aici în oraș de mâncare, să ne aducă. Sperăm noi. Și punem un par de vin, ne relaxăm, dar deocamdată să umflu saltele astea. Să ne facem patul, să ne pregătim, că, na. Vrei pizza? Orice, Simina. Uite, iau o pizza de asta a casei. Gata casa noastră. Gata și vinuțul. Nu o să intru înăuntru, că nu se vede foarte bine acum că este întuneric, dar promit să filmez pe lumină. Vreau să arătăm că, ia uite, avem și frumos aici, mezan en place. Ia uite. Ba, 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 ba. Mai romantic de atât nu se poate. Cam atât pentru azi. Mâine pe lumină o să vezi totul cât de frumos arată. Am promis că arătăm cortul și dormitorul nostru pe lumină. Hai să vedem. Avem aici rucsacurile. Și uite așa se prezintă cortul nostru. Avem sacul de dormit, saltele pe care dormim. Uite cât de bine arată și cealaltă cameră, pentru că are două camere. Uite aici, avem o saltă și aici, mă așteptăm niște prieteni să vină. Are tot felul de locuri de depozitare. Am luat de la Decathlon cortul ăsta, am dat, cred că 600 de lei, vreo 4 ani, 5 ani de zile. Și uite așa e aici priveliștea în camping. Vibe Camping, avem și o piscină acolo, dar înainte să mergem la piscină, avem și dispozitivul nostru cu care ne încărcăm dispozitivele, pentru că Simina lucrează. Bună dimineața, Simina! Bună de dimineața! Avem ăsta de la All Powers, cu panou solar. Nu știu cât de bine se vede pe ecran. Luăm de la soare, în momentul de față nu e orientată bine aia, 41 de W și consumăm 67, adică suntem pe minus, cum ar veni. Dar are ceva în ea bateria și o să orienteze, o să fie mai bine.
către soare, panoul de 100 de W, iar dispozitivul nostru de 600 de W poate să magazineze 600 de W. Oră este suficient pentru încărcat laptopul, telefoane, dronă, tot ce avem noi, toate dispozitivele noastre. Ce vrem să spunem e că suntem destul de independenți. Altfel am fi plătit 40 de lei pe zi, curent. Pentru curent. Da, nu avem consumatori mari, adică nu avem, nu știu, plite electrice sau chestii de care să avem nevoie, așa că ce avem noi aici face față cu brio și rămâne și se încarcă toată ziua, ne încărcăm toate dispozitivele toată ziua și rămâne și peste noapte curent, rămâne ăla full și îl putem folosi încă o zi. Hai să vedem pe aici, uite, să vezi și piscina. Am venit aici pentru că o să facem și rafting, dar asta deja tu o să vezi în următorul vlog. O să mergem la rafting aici în zonă, o să mergem la un punct gastronomic local și asta o să vezi în următorul vlog. Vlogul ăsta este despre unul dintre cele mai iubite campinguri din România, Vibe Camping pe numele lui. Uite, avem și o piscină aici, avem un băruleț frumos, acolo sunt dușuri, sunt WC-uri, sunt toalete, lumea vine cu cortul aici, vine cu autorulotele sau cu rulotele. Uite, aseară când am venit noi erau, cred că vreo două corturi și vreo trei rulote, iar acum s-au umplut pentru că în weekend lumea vine să se relaxeze aici, vine să facă rafting, vine să meargă pe lacul Siriu să dea cu supul, pentru că acest camping este situat undeva între Buzău și lacul Siriul. Lacul Siriu. Gata, dacă am instalat-o pe Simina aici la lucru, să facă bani, să avem din ce să trăim, să facem vloguri, să călătorim. Hai să mergem noi să facem împreună un tur al campingului. Are două zone campingul ăsta. Uite, are o zonă aici care este pentru rulote și practic noi ne-am pus cortul aici, însă am plătit un loc de rulotă. Ne-a costat 585 de lei pentru 4 nopți. Locul ăsta unde aici ar fi trebuit să stea practic o rulotă și este inclus locul de rulotă, locul pentru mașină și două persoane, iar dacă aveam și copii mici după noi, aveau și copii inclusă șederea. Asta este partea de corturi, teoretic. Sunt și niște căsuțe aici. Bun. Autorulote acolo, avem acolo sus panourile solare pentru solare pentru dușuri, tot acolo înăuntru este și sunt și toaletele. Este și un mic băruleț aici. Avem și o mică bucătărioară unde poți să speli un vas, să-ți faci o chestie acolo ce ai nevoie. Așa, aici piscina. Și hai să mergem să vedem și partea din spatele campingului unde curge pârâul. Ei au aici o baltă de pescuit, o să mergem imediat și la balta de pescuit. E mare spațiu, uite, au și niște corturi de glamping. Sunt și acolo unele, în spatele nostru, cred că s-a observat mai devreme din imagini. Sunt niște mici corturi de glamping, unde practic ai doar o saltea și o măsuță înăuntru. Am văzut eu niște imagini, deci nu ai toaletă înăuntru, toaleta e tot aici la comun. De asemenea, mai sunt și căsuțele astea două, nu știu la ce preț sunt, că nu am întrebat. Și au oamenii aici, văd că și niște solarii. Și uite să vezi cât de aproape este râul, curge prin spatele campingului aici. E apa rece, poți să vii să spui la rece o bericioaică, un pepene, o să punem noi mai târziu să se răcească. Iar aici, pe acest râu, se face și rafting, așa cum am spus mai devreme. Oamenii dau drumul la barajul de la Siriu. Apa crește și se face rafting cu această ocazie. Azi dimineața când am venit eu, era un firicel aici de apă. Acum au dat drumul la baraj și uite, crescut apa, se poate face rafting, așa cum spuneam, ceea ce o să facem și noi în următorul vlog. Oho, vine cu viteză apa. Da, da. Era un firicel azi dimineața când am fost eu aici. De apă, ia să vedem. Tot mai bună de răcit berea și pepenele. Da, hai să mergem și la balta de pescuit. Nu știu ce prețuri sunt, dar găsiți, intrați la ei pe site dacă vreți să vedeți prețuri, nu avem ce combinație cu ei.
intrați la ei pe site, Vibe Camping, îi găsiți și vedeți acolo prețurile pentru tot ce vă interesează, campare, pescuit și alte chestii care vă interesează. Raftingul nu îl organizează ei, sunt două firme aici în zonă care organizează ture de rafting. Găsiți tot așa contactul, numărul de telefon la ei pe site și mai multe detalii o să dăm în următorul vlog dacă te interesează raftingul. Hai să intrăm să vedem și balta de pescuit. Și uite ce priveliște frumoasă. Și liniște pe acolo. Trece trenul, e un pic, să zic, deranjant, așa dacă ai somnul mai liniștit, pentru că la 4:10 dimineața trece primul tren. Nu urlă nimic, dar se aude când trece, așa că dacă ai somnul mai lin, ia niște doape ceva de urechi, ca să nu trezească trenul din somn când trece pe aici, pentru că se aude într-adevăr. Uite aici unde coborâm la balta de pescuit, au și o în țarcă aici unde au găini. Am văzut și niște porumbei mai devreme. Vă salut, stimabile domn. Bună ziua. Da. Am înțeles. Aveți dreptate, da. Aveți dreptate. Mai aveți și altceva de spus? Dumneavoastră, poate, doamnă? Nu, nu mai au nimic de spus, doar privesc. Da. Bine, vă mulțumesc, vă mulțumesc. O zi bună. Mai timizi așa, Ana. Mai timizi în fața camerei. Da, hai să mergem la balta de pescuit. Am văzut mai devreme și niște rațe cu bobocei aici pe baltă și am văzut că sunt oameni, erau chiar cu copii mici, pentru că în camping sunt foarte mulți oameni, vin cu copii mici, și am văzut că erau și la pescuit. Era o fetiță cu tatăl ei și învățau cu undița să țină undița în mână. Am văzut că dau și la undiță, dau și la ansetă. Am văzut doar o doamnă care a prins un peștișor mai mic, nu știu ce pește să dă aici și cât de mare e. Da, uite, zona arată foarte frumos. Sunt fuișoare din astea unde posta la umbră. Uite, locuri aici de pescuit, la fel la umbră, sunt de jur împrejur, amenajate. E foarte frumos și relaxant. Mă gândesc că nu e mare taxa. Dacă găsesc sau dacă aflu detalii între timp, până editez vlogul ăsta, o să las aici scris pe ecran cât costă taxa de pescuit. Da, e foarte frumos, că e relaxant, așa e, na, vii să stai în camping aici, vii să stai puțin la pescuit, bei o berică, te bagi în râul acolo să te recurești, mergi la rafting, se poate merge tot de aici și pe lacul Siriu să faci, să dai cu pedal, boarding-ul. Da, e frumos, uite și leagăn. Foarte frumos, un foișor aici, uite, oamenii chiar și-au luat berea, au venit cu berea la halbă după ei. Hai să vedem ce mai descoperim pe aici prin camping. Uite, am intrat pe partea aia pe acolo și o să ieșim pe aici, să mergem către bazin și către bar. Aici au doar un meniu zilei pe care îl fac ei. Deci mâncare nu variat aici, însă sunt aici în sat, aproape în pătrâlagele, în orășel sau ce e asta. Sunt restaurante care livrează, faci comandă și vine și ți-aduc mâncare aici. Uite, oamenii cu copii. Veniți. Da, foarte frumos. Uite, meniul de azi de prânz este ciorbă de pui la grec, sarmale, mămăligă și clătite. Cred că o să venim să mâncăm și noi aici. Bucătărie oaspeți. Hai să vedem cum e echipată bucătăria pentru oaspeți. Uite, rafting. Dar nu mai e prețul ăsta de mult. O să spunem și cât e prețul la rafting. Uite aici frigider, chiar e un aparat, un expresor, să vii cu pastel să faci cafea. Avem aici și o plită, cuptor cu microunde, frigidere unde poți să vii să spui și tu o chestie. Uite și aici e un frigider pentru turiști, deci poți să vii să spui și tu aici chestii la, cum se spune, la rece. Da, drăguț, frumos. Hei, bună ziua! Țichiri, țichiri! Ce faci, măi, frumosule? Țichiri, țichiri, țichiri! Hai, vină la mine, hai! Țichiri, 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 țichiri! Hai! Nu apă la spate! Da, 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 da! Măi!
vină la mine, haide, haide. Nu vrea. Bere rece, 3 zile, 2 euro. Uite așa. Cine se uită la noi de multă vreme sau cine a văzut și vlogurile mai vechi, știți că noi am, mă rog, n-am descoperit, cineva l-a descoperit, dar am descoperit și noi de la ei și v-am arătat și vouă trucul acela în care dacă îți pui o sticlă mare de preferat la congelator peste noapte și îngheață, sticla aia îți va ține băuturile sau ce vrei tu să ții la rece pentru o perioadă mai lungă de timp. Mai lungă decât ar ține o pungă de gheață. Dar am descoperit un alt truc, că despre asta este vorba, nu că o să cumperi tu cu 2 euro o bere pentru 3 zile. Așa, acesta este frigiderul, vă prezentăm frigiderul nostru. Este pur și simplu o geantă din asta frigorifică, ieftină de la, cum îi spune, de la Jumbo, nu cred că am, nu știu cât am dat pe ea, oricum nu asta este important, pentru că nu asta vreau să vă arătăm, poți folosi orice geantă, stai să ne scoatem întâi catrafusele după aici. Da, asta voiam să scot, pentru că ăsta este frigider, avem la frigider, uite, avem niște ouă de prepeliță pe care putem să le mâncăm acum, apropo, niște lapte, niște cireșate de la tata. Mulțumim, tata. Mulțumim, tata. Stai așa că vreau să arăt eu altceva. Așa. Deci, au trecut 24 de ore de când am pornit, să-i spun așa, între ghilimele, acest frigider. În momentul de față sunt 30, stai un pic să vede, sunt 32 de grade. Se vede? 32 de grade, da? Deci de 24 de ore ai pornit frigiderul. Într-adevăr, nu a stat în soare, a stat la umbră. Aici l-am învârtit toată ziua după pomul ăsta, însă temperatura se măsoară la umbră, nu în soare. Și hai să vedem cum se prezintă. Uite, avem frigiderul și, nostru. Suvenirile pe care le-am luat din Thailanda ultima oară când am fost acolo. Bun. Și șuncă. Oh. Mulțumim, tata. Mulțumim, tata. Bun. Acum, dacă vă uitați frumos în frigiderul nostru, veți observa că avem 3 sticle. Avem 2 sticle care au fost umplute standard, cum facem noi de obicei. Le umplem cu apă, le punem la congelator, de preferat să stea 24 de ore ca să fie cât mai boptă. Deci sticlele astea toate au stat 24 de ore în afara frigiderului, doar în această ladă, în această geantă. Această geantă, da. Așa, avem cele 2 sticle care observăm că mai au încă jumătate gheață, ceea ce este super cool, adică folosiți-le. Asta este apă potabilă. După ce se topește, o puteți bea și rămâne rece în continuare. Iar acesta, uai, ce tare e! Deci e tare, tare, tot e tare în interior. Nu o să vină să credeți ce am pus aici. Aici am pus vată. Un pachet de vată pe care l-am cumpărat, cel mai ieftin pachet de vată de bumbac. Care a costat 2 euro, că de aia am spus cu 2 euro 3 zile bere rece. Eu estimez că o să țină 3 zile treaba asta aici. O să revenim în următorul vlog și o să spun dacă într-adevăr a ținut atât sau nu. Da, ideea este că vata se presupune că stă mai mult timp înghețată, astfel încât gheața asta, nu știu, o deschid? Nu o desface, las-o așa. Ok. E tare, credeți-ne pe cuvânt. Așa că încercați și voi trucul acesta, apa nu o puteți bea că a stat în vata asta, evident, dar vă ajută să țineți apa. Dar o poți refolosi, o bagi iar la congelator, îngheață iar. Ah, clar. Și țin mai mult, deci și sticla asta și sticlele astea cu gheață țin mai mult decât punga de gheață sau mai mult decât bateriile alea care le iei pentru lăzile de gheață. 24 de ore cel puțin până acum. Mai au, mai rezistă. Gata, ne-am strâns cadabalâcul, cortul, mai avem câteva chestii de pus în mașină. Weekendul nostru s-a terminat, dar între timp noi am mai filmat un vlog. Îl găsești, va urma aici pe canalul de YouTube după vlogul ăsta, pentru că am avut niște super activități pe care am sunt făcut. Sunt recomandările noastre, practic, exact, pentru da, un weekend petrecut aici. Foarte frumoasă ședere aici în Vibe Camp, aici la Pătârlagele, în județul Buzău. Din București până aici, acum mă uitam eu câte mai arată maps-ul că facem până acasă, facem cam 2 ore și un pic, deci poți să vii să dai și tu o tură, să faci, stai un weekend aici la cort. Citește preview-urile de pe Google. S-ar putea să fie sau s-ar putea să nu fie neapărat pe placul tău, pentru că na, suntem oameni diferiți. Da. Uite-te acolo și okay, vezi dacă pentru îți convine. Okay. Așa să zic, mici chestii ce ar putea îmbunătăți aici. Piscina are foarte mult clor în ea și miroase a clor. Niște toalete mai multe ar fi... Da, sunt cam puține toalete, dar pentru
capacitatea campingului. Având în vedere că noi am fost într-un weekend prelungit când a fost full camping, au venit foarte mulți oameni și ar mai fi nevoie de niște toalete și niște dușuri în plus, așa și cum am spus. Să crească și copaci, da, și așteptăm să crească copaci pentru că uite, noi am ascuns aici, am avut un compăcel, am nimerit, am avut noroc, dar deocamdată copacii sunt mici și nu este umbră. Rămăsesem dator cu un review legat de frigiderul nostru ambulant de mai devreme. Sticla a ținut aproximativ 48-50 de ore pe acolo, având în vedere că temperatura exterioară ziua la umbră a fost 32-34 de grade, acum când am filmat noi vlogul ăsta. Deci... Și geanta noastră, frigiderul nostru, nu a stat doar la umbră în mod constant, a mai prins și soare, nu deci... cea mai bună geantă termică sau cea mai bună ladă, deci eu zic că e ok treaba asta cu bumbacul băgat în sticlă și pus acolo apă și băgat la congelator. Suntem curioși dacă vei încerca... Cât va funcționa, cât de bine va funcționa și la tine și să vii să ne lași un comentariu. Eu cred că într-un weekend normal, zi normal, cu temperaturi mai normale, nu așa cum a fost acum cu avertizări de-astea de temperaturi ridicate, extreme, eu zic că într-un weekend normal, de vineri până duminică, dacă folosești chestia asta, este super ok și dacă ții geanta la umbră. Eu zic că e super ok. Ia-ți două sticle mari umplute cu vată înghețată, că va fi perfect, cu siguranță. Bun, despre asta a fost vlogul de azi. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru YouTube, trebuie să o faci pentru că e gratis și e mișto, așa cum spunem de fiecare dată. Lasă și un like acestui videoclip dacă ți-a plăcut. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo, ca de fiecare dată. Până data viitoare, salutare! Salutare.